cozile kilometrice de mașini cu destinația litorală ar putea dispărea și nu din cauza reducerii numărului de turiști, ci prin fluidizarea traficului. Plata taxei de autostradă se va face mult mai ușor. De la 1 mai va funcționa plata taxei online pentru podul de la Fetești și plățile se vor putea face prin SMS, se vor achiziționa, dacă nu, din stațiile PECO de pe autostradă. În eventualitatea în care nu ai putut să plătești până ai trecut la pod, ai termen, după ce ai trecut de barieră, termen până a doua zi la ora 24 să-ți achiziți trecerea. Odată ajungi la Constanța, turiștii își vor continua drumul fără ambuteiaje. Podul vechi din Agigea va permite deplasarea pe 4 benzi fără restricții. Podul nou va fi și el gata anul acesta. Constructorii estimează data de 1 mai. Faza de testare a podului, care va începe începând de mâine și va dura 7 zile. În fiecare zi se va face câte o serie de teste statice, dinamice și tot felul de alte verificări. După închiderea testelor, care durează circa 7 zile, mai durează circa o săptămână, două săptămâni, în care proiectantul să verifice rezultatele obținute în urma testării podului. Dacă toate testele vor ieși conform planurilor, turiștii care vor dori să meargă spre sudul litoralului s-ar putea să aibă chiar de la 1 mai ca variantă alternativă podul nou din Agigea pentru a putea traversa canalul Dunăre-Marea Neagră. Dacă promisiunile vor fi respectate, cozile kilometrice din timpul verii vor rămâne doar amintiri neplăcute.